Un om care a fost în Himalaya, a stat 3 săptămâni acolo, un om care în 2016 a fost în Anzi și a scris o carte, una dintre cele mai vândute cărți ale anului trecut și o carte de succes nu doar în lumea celor care citesc, ci și în lumea celor care până atunci nu erau interesați de acest tip de literatură. E vorba despre 3 săptămâni în Anzi, cartea apărută la Humanitas de Marius Chivu. Salut, Marius! Bine te-am găsit, Robert. Mă bucur să ne întâlnim din nou la Piper pe Limbă, mai ales că tu ești un om foarte dinamic. Azi ești în București, unde trăiești, mâine ești la Cluj, la Târgu Mureș, la Craiova. Ești un tip limbăreț, nu doar cu un scop precis, pentru că și în Himalaya și în Anzi te-ai dus și ca să scrii câte o carte. N-ai făcut doar o călătorie de plăcere. Și pe de altă parte am stat și m-am întrebat dacă nu cumva deturnează gândul ăsta, acest proiect de a scrie o carte, scopul călătoriei. Înseamnă că te duci acolo și privești nu cu ochiul dezinteresat al unui călător, sau mă rog, nu atât de interesat și de focusat, și acolo mergi aproape ca un reporter. Ești un reporter aflat pe drumul care trebuie să afle informație, care trebuie să spună povești, căruia dacă se poate să-i se întâmple ceva cu atât mai bine, dacă nu, bănuiesc că provoci întâmplarea. Ți-ai pus vreodată problema asta după ce ai fost în Himalaya, unde îmi povesteai în discuție pe care le-am avut că e destul de periculos în sensul în care există o altitudine de 5.000 de metri, peste 5.000 de metri unde a urcat și unde, dacă nu ești pregătit ca excursionist, poți să o, pardon, mierlești. Bine, nu e o chestiune de pregătire fizică în sensul în care ne gândim noi că trebuie să te antrenezi înainte, să alergi, să faci sală de forță. Problema cu altitudinea și cu lipsa de oxigen, asta o poți combate doar printr-o aclimatizare bună, ceea ce înseamnă că trebuie să ai suficient timp să stai la altitudini mari, corpul să se obișnuiască și să răspundă bine la lipsa de oxigen. Deci nu e o pregătire pe care o poți face de acasă. Adică n-ai stat pe moldoveanu 3 săptămâni. Nu te ajută cu nimic, da, pentru că pe moldoveanu încă e oxigen suficient. Întorcându-mă la întrebarea cu scrisul, când am fost în Himalaya, aveam deja un contract destul de îndrăzneț cu editura Humanitas înainte să mă duc de a scrie, de a mă întoarce. Era un pariu în alb. Era un pariu în alb. Nu știam ce o să fie acolo, nu știam dacă voi avea ce scrie, nu știam dacă mă voi putea întoarce cu o carte de care să fiu și mândru și satisfăcut. Ce s-a întâmplat a fost că, trebuind să scriu și având cu mine o agendă și un pix, pentru că ambele mele cărți de călătorie sunt jurnale scrise la fața locului, pe care eu ulterior le-am lucrat puțin, le-am stilizat și le-am gândit ca niște cărți. Trebuind să scriu, mi-am dat seama cât de bună devenea călătoria mea, pentru că aveam un spirit al observației mai treaz, eram mai interesat, trebuia să fiu mai curios, indiferent dacă eram obosit, dacă nu aveam chef, dacă trebuia să fiu tot timpul în alertă, trebuia să notez tot. Poate că da, pe moment, să zicem, poate deveni sâcâitor, știi, că nu te poți relaxa cu totul, dar pe de altă parte, când faci o astfel de călătorie și te relaxezi cu totul, îți dai seama că în timp memoria scade și ea este pierdută, o faci o singură dată. Pe când scriind despre o călătorie, călătoria aia e prinsă în chihlimbarul cărții și te poți întoarce la ea ori de câte ori vrei, de-a lungul vieții, o pot citi și ceilalți și e de fapt o călătorie multiplicată, la infinit. De asta am descoperit că scriind despre o călătorie ajungi să faci o călătorie respectivă în cel mai bun mod posibil. De asta ulterior, după Himalaya, eu am mai fost și în alte călătorii care nu s-au transformat în cărți. Din toate am jurnal. Asta am scris de fiecare dată. Și ții și în afara călătorilor jurnale, da, și în care în fiecare zi scrie câteva rânduri? Nu scriu în fiecare zi, doar că atunci când plec în călătorii, să zicem, semnificative, după Himalaya am fost aproape 2 săptămâni într-un deșert din Iordania, tot așa cu un prieten, cu prietenul cu care am ajuns în cele din urmă și în Anzi, și am ținut jurnal. Și tot Marius. Tot Marius, da. Și eram la o petrecere la un moment dat și povesteam o întâmplare din deșertul Wadi Rum, din Iordania, și cumva la un moment dat ne-am contrazis. Eu mi-aminteam ceva, Marius își amintea altceva. Aveam jurnalul, am zis, hai să... El ne ține în jurnal. Ne ține în jurnal, hai să confruntăm. Și am deschis jurnalul aia pe episodul respectiv și ne-am dat seama că niciunul din noi nu ținuse minte corect. Asta e o treabă iarăși care te învață scrisul, și anume că nu te poți baza pe memorie. Și că scrisul, de fapt, prezervă mult mai bine o călătorie decât orice
album fotografic, oricât de multe fotografii ai face, povestea din spatele lor nu se păstrează întocmai.